Dragi tineri, vă salut pe toți cu pașa Domnului. Vreau ca vreo câteva minute, dacă se poate să spun așa, să ținem atenția la o temă. Mi se pare mie că așa am nemerit eu, am numit-o mai aproape pentru tineri. Grija lui Dumnezeu față de tineri. Și versetul de bază este scris la Psalmul 119, versetul 9. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Aici este și întrebarea și răspunsul. Eu mă gândesc că fiecare tânăr și tânără în tinerețe se pomenește de multe ori cu așa o întrebare. Cum să fac? care este calea, cum să merg să fie corect. Cum să merg să fie așa drept în fața lui Dumnezeu. Și chiar mă gândesc eu că cine își pune întrebarea aceasta, eu văd că este o întrebare foarte bună în tenerețe, să fie mai des aranjată sau ridicată în fața noastră. Deci, din textul acesta vreau să scotem gândul acesta, să vedem care este grija lui Dumnezeu față de tineri. Atunci când tânărul vine în fața acestei întrebări, Doamne, unde să o puc? cum să fac, mai sunt căi, mai sunt cărări, iată, pot să merg și așa, și altfel se făcut. Dar cum este corect? Și uitați-vă, în textul acesta spune așa versetul, că cărarea trebuie să fie păstrată curată. Deci întrebarea este pusă foarte corect. Nu pur și simplu așa, încerc să merg pe care aceasta, încerc să merg pe calea ceilalte, dar să vedem care este cărarea care poate să ne păstreze curați. Știu că tinerii nu prea vreau și nu prea le place multă teologie vreau ceva practic să luăm din cuvânt. Deci primul lucru care vreau să spun că Dumnezeu a avut o mare grijă față de tineri, s-a îngrijit ca în Biblie să scrie practic istoria oamenilor, să le arate la tineri cum oamenii au procedat în cazul acela și într acelând și să iei învățături tinerii cum să procedeze în cazul acela și acelând. Deci luăm de la început trei oameni, sau să spunem așa, trei căi care sunt scrise într-un singur verset. Și să luăm vreo câteva învățături dintre cei cum oamenii au mers și care învățături putem lua de acolo. Vreau să spun de la început că fiecare om, fiecare tânăr, el se gândește, ar vrea să știi că dacă apuc pe cararea aceasta sau dacă apuc pe calea asta, eu vreau să știu unde duce ea, unde a să mă aducă, care este sfârșitul acestei căi. Și iată, la Iuda spune Biblia despre trei oameni, un verset care spune despre trei oameni, trei căi. Versetul 11. Vai de ei căci au urmat pe calea lui Cain, S-au aruncat în rătăcire lui Balaam din dorința de câștig, au operit într-o răscoală ca a lui Kore. Deci ați observat că aici toate căile sunt negative, de totuși noi avem ceva de învățat de aici. Deci să punem întrebarea așa, oamenii aceștia au fost în legătură cu Dumnezeu, au fost, să spunem simplu așa, au fost creștini ei. Mă gândesc că toți suntem de acord cu asta toți oamenii aceștia care sunt scriși aici, ei au fost creștini. Haideți să luăm la rând. Cain, primul lucru, prima cale, calea lui Cain. Aici așa scrie, calea lui Cain. Cain a adus o jertfă lui Dumnezeu și scris că din munca lui el a muncit, nu undeva a câștigat așa ușurel el a muncit și din munca lui a adus jertfă lui Dumnezeu. E normal lucru acesta, nu? Eu mă gândesc că e normal. A muncit și a adus jertfă. Dar ce a fost negativ? De ce calea lui Cain aici este scrisă ca un vai? De ce? Pentru că atunci când el a adus o jertfă, fratele lui a adus o jertvă mai bună. Nu știu cum mult să lămurim aici, dar așa este scris în Biblie, că Dumnezeu a privit asupra lui Abel, dar asupra lui Cain nu a primit cu plăcere. Noi nu putem să ne cufundăm mult, să vedem care a fost precină, dar mai departe, calea lui Cain, cum se desfășoară. Dumnezeu vine la el și vorbește cu Cain. Cain, tu te-ai supărat, ai grijă, pecatul stă la pânde, stă la ușa inimii tale, fii atent, nu-i da voie, stăpânește-l. Și iată, calea lui Cain se descoperă între cei că el a avut gânduri bune, a adus jertul lui Dumnezeu și când a văzut că cineva a adus o jertvă mai bună ca lui, el s-a supărat. Mi se pare că toți știm ce înseamnă s-a supărat. Din ce cauză? Pentru că altcineva a făcut mai bine ca la mine. Haideți să ne aducem în minte, să facem o concluzie mică pentru noi. Dacă cineva cânte mai bine ca mine, dacă cineva recetă poezii mai bine ca mine, dacă cineva face un lucru mai bine, mai corect ca mine, mă bucur eu de asta? sau ale calea lui Cain. Haideți să învățăm aici. Deci Dumnezeu a avut grijă ca pe paginile Sfintei Scripturi chiar din primele pagini să arete la tineri, pentru tineri că pentru că Cain și Abel erau tineri. Să rete pentru tineri cât de mare grijă a avut Dumnezeu pentru toți tineri care se vor ridicași se vor pomeni, să spunem așa, cu așa fel de întrebări. El vrea să facă ceva pentru Dumnezeu și a muncit mult. Poate a scris o cântare, poate a scris o poezie, poate a făcut ceva mai mult și când el a spus-o sau când a arătat-o, s-a pomenit cu întrebare că cineva a spus mai frumos, a fost mai primit. Ne bucurăm noi de asta? sau noi alegem altă cale, ca calea lui Cain. Deci calea lui Cain ne învață pe noi ca noi să ne bucurăm de frații și surorile care sunt alături cu noi și la care merg lucrurile bine, mai bine ca la noi. A doilea cale este rătăcirea lui Balaam. În ce s-a rătăcit Balaam? Care a fost Grija lui Dumnezeu aici, ce vrea să ne învețe din calea lui Balam. Balam a fost un om care, el într-adevăr, vorbea cu Dumnezeu. Primul lucru este frumos în viața lui, care noi îl găsim scris. Când a venit oamenii la el, el le-a spus așa: stați puțin, eu o întreb pe Dumnezeu. Mă gândesc că e foarte, foarte frumos pentru tineri. Când te-ai pomenit o întrebare? Haideți să vedem, să întrebăm, cum ne învață Dumnezeu? Cum ne învață cuvântul? Lucrul acesta e foarte pozitiv la Balaam. Dar unde este rătăcirea lui Balaam? Aici este scris, s-a aruncat în rătăcirea lui Balaam. Care a fost rătăcirea lui? Biblia ne descoperă în mai multe locuri că el a iubit plata fără de lege. Ce înseamnă asta? Să muncești, să primești o plată, e normal lucru acesta, nu? Și Balaam când a văzut atâtea daruri care i s-au adus și nu trebuie mult să muncești pentru asta, nu mai zi vreo câteva cuvinte, un blestem ceva spune în adresa poporului Israel și toate ce se vei avea tu. Cum se vede, Balaam în inima lui adânc a iubit plata aceasta, numai că n-a spus la nimeni, numai Dumnezeu a văzut lucrul acesta. În adânc, în adânc ceva s-a semenat uh, inima lui Bala. Și iată, noi știm istoria Bibliei, că Dumnezeu a încercat să-l oprească. A avut grijă Dumnezeu de el să-l oprească într-un mod și în altul. Și n-a putut. De ce ne învață calea asta? Cărarea aceasta ne învață că e normal să câștigăm bani, dar prin ce metodă? Fiecare trebuie să-și câștige pâinea. Dar cum? De pildă, în zilele noastre, în domeniul nostru, mai aproape de noi. Dacă în timpul adunării îți propune cineva să câștigi, să spunem așa, în două oară, să câștigi vreo 200 sau 300 de dolari. Dar cu prețul adunării. Ce faci tu atunci? Sau Puneți întrebare cum vreți. Diferite momente. În viața unui tânăr, tânărul se pomenește cu un fel și alt fel de întrebări. Deci calea aceasta ne învață, cărarea aceasta lui ne învață nu cumva să rătăcim. Pentru că cărarea omului este ca chiar și câștigarea banilor trebuie să fie curat. Întrebarea noastră de bază, cuvântul de bază este cum să-și ții curată cărarea. Iată, chiar și în câștigarea banelor, noi trebuie să ne gândim ca să fim curați. A treilea cărare sau cale este răscoala lui Core. Core a fost un om mai aproape de lucrare, levit și cum s-a pomenit în fața întrebării, nu știu cum s-a pomenit, dar cred că s-a gândit odată că noi trebuie să fim toți tot una. De ce Moise se ridică mai pe sus ca noi toți? Și eu pot să fiu în locul lui Moise. Și când Moise a auzit, Moise a spus că nu-i problemă, haideți să controlăm pe cine Dumnezeu îl alege, pe ce l-a fi ales. Dacă pe tine te alege, te alege pe tine. Dar întrebarea, întrebarea de bază era ce? Că nu putea core să se uite la Moise că Moise era mai sus, era în fruntea poporului și el pe dânsul ca și cum îl zgărie, mă iertați de așa exprimație, că cam îl înghimpa la inimă, de ce, eu nu pot să fiu în locul lui Moise? Și s-a resculat. Știm istoria cum s-a terminat cu core, că Dumnezeu tot a avut grijă să-l oprească, a încercat să-l oprească pe omul acesta și n-a putut. Deci aici în versetul acesta scrie despre trei căreri pe care au pășit, au călcat oamenii și Dumnezeu a încercat să-i oprească și n-au putut. N-a putut Dumnezeu, nu le-a putut opri. Au ales cărarea asta, au ales calea asta și căile acestea au fost periculoase. Mi se pare că voi ascultați și vă gândiți de da ce numai căi așa grele și negative sunt în Biblie, doar sunt multe căi frumoase. De ce? Vreau să aduc aminte și niște căi frumoase. Dacă, de pildă, ne aducem aminte de Iosif. Iosif, o istorie grea a avut. Ce ne învață istoria lui Iosif? Că dacă apucăm calea aceasta și ne gândim la curățenie, cum n-ar fi să mă păstrez curat? Unde noi fi? Cum -o mă mai pomeni? În ce casă? În ce împrăjurare? Eu vreau să mă păstrez curat. Și Iosif este un exemplu foarte frumos pentru noi. Să luăm pe Daniel. Daniel tot așa. El tot a fost un tânăr. S-a pomenit în alte împrăjurări. Mi se pare că mai dificile. Și Daniel tot a avut așa gând a avut o hotărâre să nu mă spurg. Eu vreau să mă păstrez curat. Iubiți tineri, noi avem multe, multe lucruri frumoase din Evanghelie când vedem cum Dumnezeu a avut grijă, mai ales pentru tineri, ca să le arate că este important ce fel de cărare alegi, ce fel de cale alegi, cum mergi și unde ai să ajungi. Din Psalmul 119, care noi am citit versetul, în întrebarea cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptindu-se după cuvântul tău. Vreau să trag atenție la cuvântul îndreptindu-se. Iată, uitați-vă, metoda lui Dumnezeu, cum face El. Dacă omul a călcat pe o cărare care nu prea este bună, Dumnezeu încearcă să-l îndrepte. Cum? Dumnezeu spune simplu, sau spunem cuvintele noastre. Citește în Evanghelie, citește în Biblie cum au procedat oamenii când au fost într o așa situații. De pildă, de multe ori tinerii se pămânesc cu așa o întrebare. A făcut o greșeală sau s-a pomenit cu un păcat în viața lui? Și el își pune întrebarea, la cineva a fost că la cineva, dar la mine situația e foarte grea. Nu, nu mai descoper, nu mai spun la nimeni. Nu, până aici a dat mâine jos și până aici. În Evanghelie noi găsim multe lucruri sau mulți oameni care s-au pomenit cu așa o potecnire și întotdeauna Dumnezeu le-a ridicat, a avut grijă să le ridice pe oameni, să le arete că este cale alta. Oprește-te, treci pe alte cale. De pildă, Femeia care a fost adusă la Isus era, în rus să spune, un tupic. O întrebare care nu știa ce să facă. După lege trebuia să fie omorâtă cu pietre. Dar Domnul Isus în final, la istoria aceasta, îi spune du-te și mai mult să nu păcătești. Înseamnă că din orice situație, de pe orice cale, se poate de întors și de mers pe cărarea curată. Deci, din cuvântul lui Dumnezeu, grija lui Dumnezeu a fost aceea ca el să descrie multe lucruri în Biblie, multe istorii, să ne arate nouă și, mai bine spus, vouă, mai ales la vârsta tânără, când multe întrebări stau în fața voastră, să vezi în Biblie, să vezi oameni cum au procedat într-așa caz. Și plus la aceasta, noi avem o istorie foarte, foarte frumoasă, o istorie frățăieteții noastre chiar, istoria creștinismului, când oamenii au lăsat o urmă foarte bună de urmat și în lucrare, și în slujire, și în familie, și în toate domeniile. Și chiar să spunem așa, în Biblie noi găsim chiar întrebarea căsătoriei. Cum oamenii s-au căsătorit? Tinerii, mai degrabă sau mai târziu, se pomenesc în fața acestei întrebări cum eu trebuie să mă căstoresc așa ca cărarea aceasta, căsătorii, calea aceasta, să fie corectă. Și în Biblie noi vedem, avem istorie, avem deschis cuvântul lui Dumnezeu, cum trebuie un tânăr și o tânăr să apropie de întrebarea aceasta. Deci, iubiți tineri, aș vrea ca tema aceasta să fie aproape de noi, să luăm învățătură, pentru că niciodată niciun om nu poate să spui că eu mă descurc, n-am nevoie de sfat, n-am nevoie să mă îndrepte cineva, n-am nevoie să-mi spui cineva, eu știu singur. Este un pericol pentru tineri când vorbesc așa ceva. Dumnezeu s-a îngrijit, mai ales pentru tineri, mă repet încă o dată, s-a îngrijit ca să lese niște învățături frumoase să îndrepte pe tineri pe cărarea cea bună. Încă un lucru frumos care l-am văzut eu în Biblie, anume pentru tineri, la 1 Ioan spune că vă scriu o tinerilor, fiindcă voi sunteți tari. Deci, care este tăria sau cum ajung tinerii tari? Tot din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu locuiește în voi. Iată Vre câteva așa îndreptări din Cuvântul lui Dumnezeu pentru tineri special. Mă gândesc că acesta este o învățătură foarte frumoasă pentru noi toți. Ca în să tragem atenția din Cuvântul lui Dumnezeu ce ne învață El, cum, pe ce cărare să mergem. Dați-mi voie să spun o retrăire la sfârșit, care o văd eu în timpul în care trăim noi este o armă foarte puternică din partea satanei ca să ne lipsească de cuvânt. Să mă înțelegeți corect. Nu să ne lipsească de Biblie sau de, spunem, cuvânt scris. Mă gândesc că Biblie fiecare tânăr are poate nu numai una. Gustul de Biblie se pierde. Satana desfășoare altceva în fața tinerilor să fie mai interesant și a ajuns Biblia neinteresată fără gust o citesc poate oamenii și nu prea au gust este un pericol foarte mare dar Dumnezeu a aranjat în Biblie lucruri foarte frumoase foarte frumoase mai ales pentru tineri ca tinerul citindu-le să poată să se îndrepte cărarea, să-și păstreze curat. Deci cum își va ținea tinerul curată cărarea? Foarte simplu. uite te în cuvânt, îndreptându-se și dă-i voilul Dumnezeu să te îndrepte, să-ți spune, uite aici în cazul acesta, a procedat acela așa și acela așa, nu este corect, este bine așa. Domnul să ne binecunteze, iubiți tineri, împreună să călcăm pe cararea frumoasă, curate să ne păstrăm în prezența lui Dumnezeu și îndreptați de Dumnezeu în orice domeniu să ne dăm îndreptați zis de el. Amin.